Bună dimineața! Pe 7 aprilie 1945 era eliberat orașul Nové Mesto ad Váchom, unde mă aflu acum, de către armata română, și atunci au murit 122 de soldați români. În cinstea lor a fost ridicat acest monument în parcul Domnica Stubna. Ei au fost inițial înhumați aici, apoi au fost reînhumați în cimitirul din Svolen, unde o să încerc să ajung și acolo. După cum vedeți, sunt câteva coroane de flori depuse pe 7 aprilie aici. Dacă treceți prin zonă și dacă treceți prin Slovacia și Cehia, o să găsiți numeroase monumente ridicate în cinstea soldaților români care au eliberat Cehoslovacia în cel de-al doilea război mondial. Trebuie doar să vă uitați inițial pe site-ul Oficiului Național pentru Cultul Eroilor și acolo găsiți toată lista acestor monumente.